Pentru astăzi noi am rămas la ceea ce numim fericiți cei blânzi, fericiți cei ce flămânzesc de dreptate, nu numai de mâncare, fericiți cei milostivi și fericiți cei curați cu inima. Deci am ales patru. Am ales patru pentru că n-aș vrea să vă... Eu aș putea să vorbesc la fiecare câte o oră, dar nu o să mai veniți la Maslow, să ziceți, dacă ăsta ne ține în fiecare miercuri câte o oră, mai bine stăm acasă. Și atunci am ales să vorbesc într-o oră pentru patru fericiri și o să găsim alte subiecte altădată. Aș pleca de la ideea că în momentul în care eu sunt acum în fața dumneavoastră și dumneavoastră în fața catapetesmei, încă ne luptăm și încă ducem o luptă acerbă, nu cu lucrarea lui Dumnezeu în lume, ci cu lucrarea omului față de Dumnezeu. Suntem în continuare sub aceeași umbră de îndoială și suntem în continuare sub aceeași umbră încă de credință care ne împinge nu numai pe noi, ci și pe copiii noștri câteodată. Cine este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Dacă este Dumnezeu, de ce sunt atâtea nedreptăți? Dacă este Dumnezeu, de ce sunt atâtea greutăți? Și multe alte N mii de întrebări pe care unii oameni vor să le vadă sau să le înțeleagă, unii oameni nu vor să le vadă și nu vor să le înțeleagă. Și tocmai de aceea m-am folosit astăzi de prilejul de a începe cu fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Curățenia aceasta a inimii nu este o curățenie care ține de șamponeria și de tot, să spunem, alaiul cremelor și specialităților cu care noi ne îngrijim să arătăm bine și frumos. Aceasta este o curățenie trupească și exterioară, care are la baza ei, ca doctrină, o curățenie sufletească și interioară, nu numai exterioară. De pildă, Sfântul Ioan cel Milostiv, făcând odată o sfântă liturghie undeva într-un sobor, trecea pe acolo o fată frumoasă și ușuratică, foarte îngrijită, foarte îmbrăcată, foarte cochetă, și bătrânul a întors capul după ea și a oftat și a zis, o, și ucenicii care îl știau un episcop smerit și știindu-l că este un om deosebit, a zis, Doamne, bătrânul nostru a luat o raznă, s-a smintit. La vârsta lui să mai întoarcă capul după o femeie ușoară. Bătrânul care ei gândeau în sinea lor, în clipa următoare, după ce se citește cuvântul Evangheliei și vine vremea rostirii cuvântului de învățătură, se adresează ucenicilor și spune, da, știu că adineaori v-ați făcut grijă că întorcând capul după acea femeie ușoară, m-oi fi smintit și nu sunt cu mintea la cele ale lui Dumnezeu. Dar nu la asta mă gândeam. Mă gândeam că dacă bietul suflet, care este de natură divină și ar avea nevoie de atâta lucrare interioară, să poată străluci în interior și să ajungă la slava lui Dumnezeu, cât de frumos strălucește fata asta îngrijită în exterior și bine îmbrăcată și bine împodobită cu tot felul de podoabe și tot felul de bijuterii și ce are pe ea, câtă muncă i-ar trebui omului să poată să păzească partea cea din lăuntru nevăzută a omului, mai mult decât partea cea văzută, unde tâlhari o pot prăda sau o pot fura sau o pot ucide. Că așa este, mergând noaptea pe stradă și văzând o femeie înzorzonată și îmbrăcată în lucruri scumpe, dacă ești un tâlhar, insiști, soprazi, să-i furi geanta, să-i pui lănțișorul, colierul, diademele, cercei, inele, brățări, ce are pe ea. Dar dacă vezi o femeie năcăjită și amărâtă și cavai de ea și treci noaptea pe stradă, poți să arunci o înjurătură în gândul tău sau poate un scuipat, cum obiai, o sărăntoacă. Ei, episcopul a văzut prin femeia de din afară, femeia de dinăuntru. Femeia care stătea tocmai și asculta slujba, s-a apropiat de bătrân și i-a zis, bătrâne, tu cumva ai vorbit astăzi de mine în cuvântul tău de învățătură? Ai întors capul tu după mine? Chiar după tine l-am întors. Și m-am gândit cât de importantă este pregătirea interioară și sufletească și pe lângă cea trupească de exterior. Și atunci, respectiva femeie și-a lăsat și-a eliberat slugile, că avea slugi,
și a împărțit rudenilor o parte din avere și a oprit ce avea nevoie și a plecat în pustie la o mănăstire de maici și s-a închinoviat în viața pustnicească călugărească. Acesta nu este un apel ca dumneavoastră să vă duceți acasă și să vă duceți toți la mănăstire, nu. Ci este un apel să vă faceți mănăstire din colțul dumneavoastră de rugăciune, unde aveți întotdeauna candeluța aprinsă, unde aveți întotdeauna ceaslovașul sau cartea de rugăciuni, unde aveți întotdeauna icoana și candela Maicii Domnului, candela aprinsă la Maica Domnului, sau pe Iisus Hristos sau Sfântul care vă este drag. Și acolo când stați în genunchi, una din necesitățile pe care să presați tot timpul este aceea de a fi curați cu inima.